Polițiști și inspectori ai gărzii financiare au organizat joi dimineață o acțiune de control în bazarul din municipiul Suceava. După verificări care au vizat cu precădere combaterea comerțului de mărfuri fără acte, echipele de control aplicând 19 amenzi. Razia s-a desfășurat în intervalul 8 și 11.30, echipele de control fiind formate din polițiști de la Serviciul de Investigare a Fraudelor și comisari ai gărzii financiare, sprijinite de două grupe de mascați de la Serviciul de Intervenție Rapidă al Poliției. Din cele 19 amenzi, 17 au fost aplicate în baza legii 12 din 1990, privind acte de comerț ilicit, valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate fiind de 7.500 de lei. Totodată au fost confiscate bunuri constând în produse textile și mărfuri industriale cu o valoare de peste 7.200 de lei. În cazul unui agent economic pentru nereguli la contabilitate, Garda Financiară a dispus sistarea activității.